Bun. Mă bucur că mi-ați dat această oportunitate și nu va fi în favoarea dumneavoastră, pentru că, în primul rând, trebuie să... Nu, dați-mi voie să vă răspund, vă rog frumos, așa cum mi-a spus întrebarea și v-am ascultat, e rândul meu să vă dau răspunsul. În primul rând, guvernul nu și-a exprimat niciodată până acum faptul că are o poziție asupra salariului minim din 2017 și acest lucru legat de ce a spus dumneavoastră este strict interpretarea editorială a televiziunii dumneavoastră cu acest lucru. Am văzut-o în mai multe emisiuni și este o minciună, la fel ca și cele pe care le-am mai discutat anterior în spațiu public și primul ministru. Ce vreau să vă spun, ca să fie foarte clar pentru toți telespectatorii dumneavoastră, dacă veți avea curajul să dați pe post acest lucru, este că guvernul, pentru prima oară, a considerat că a media, de fapt, dialogul între sindicate și patronate este cel mai înțelept lucru. Noi vrem să ascultăm ce spun cele două părți ale parteneriatului social. Am pus la dispoziția celor două părți un studiu care are multiple scenarii, de la o creștere de 5% până la o creștere de 20% a salariului minim pe 2017 și nu a existat niciodată până acum o poziție a guvernului care să susțină o creștere mai mică sau o înghețare așa mai departe, cum ați insinuat în mod public pe post. Acest lucru este prima parte de răspuns.